Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu Bulin. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana, bine m-a regăsit! Trebuie să vorbim despre un alt succes produs în Bucovina, o manifestare care a prins, înțeleg, la bucureșteni. Da, într-adevăr, a prins. Eu am vorbit cu o persoană care chiar a fost ieri după amiază și care, într-adevăr, a zis că era lumea de pe lume. Și asta înseamnă că este o rețetă câștigătoare. Cu mâncare și cu muzică populară, nu trebuie să uităm că în București stau foarte mulți suceveni. Și nu doar suceveni, și oameni din Botoșani, Iași, din zona asta noastră. Și merge lumea la așa ceva. Am înțeles că spectacolul a fost frumos și era plin de oameni. Care la rând la produse, care la muzică populară. Acest eveniment a fost ajutat și de prezența unor actori de la noi din zonă, persoane cunoscute. Târgul s-a produs în București. S-a bucurat de prezența unui public numeros. Deci e bine să ne facem, să ne promovăm în felul acesta. Este bine oricât ai fi de cârcotaș. Nu poți să spui că nu este bine. Nu poți să spui când e ceva alb, să spui că e negru sau invers. Trebuie să recunoști atunci când se fac lucruri bune. Am înțeles că și premierul a fost acolo, a cumpărat și el mere pere în palere. Din câte am înțeles, premierul nu a fost prea bine primit și era normal să se întâmple așa. În schimb, Gheorghe Flutur a fost bine primit, pentru că cu toate că Gheorghe Flutur e numărul 2 în PDL la nivel național și actuala guvernare este foarte hulită, în sondaje PDL-ul are acum undeva între 17 și 19%, iar liderii partidului Traian Băsescu și Emil Boc sunt la capitolul încredere cei mai slabi la acest moment. Gheorghe Flutur, cu toate, repet că este numărul 2 în partid, are o altfel de imagine și a construit imaginea unui om care este dedicat zonei din care provine Bucovina. Așa a apărut și în emisiune de televiziune și este un personaj public care este perceput ca un om care face ceva în zona lui și mai puțin ca politician, el este văzut, dacă vrei, ca un gospodar, ca un om care este primar și președinte de Consiliul Județean și mai puțin ca lider de partid. În comparație cu Emil Boc, care are handicapul de a fi primul ministru al guvernului și președintele partidului de guvernământ. Din păcate, noi n-am avut imagini de acolo, de la... Din păcate, au fost niște imagini cu domnul Negoiță nesemnificative. Un sincron, pentru... care povestea despre Bucovina. Domnul Negoiță este un politruc și un individ care a făcut o avere fabuloasă ca primar al sectorului 3 al capitalei. Este unul dintre cele mai controversate personaje publice din România, cu toate că nu prea apare, dar este un om putre de bogat și este acuzat de nenumărate acte de corupție. De aceea ce a spus Liviu Negoiță este egal cu zero pentru noi. Nici nu trebuia să apară Liviu Negoiță în știrea de la... Nu e o persoană convingătoare. Dar este, nu, el nu este, dă bine până el la urmă... pentru noi și pentru târgul care a fost acolo, este nimeni cu acte. În ce calitate a vorbit? De primar, de gazdă, știi? Deci este nesemnificativ. În schimb, ar fi trebuit să fie imagini cu cine a fost Florin Piersic, Rică Răducanu, cu chiar premierul Boc făcând cumpărături, cu muzică populară, cu ansamblu Ciprian Porumbescu. Aveai ce filma acolo, ieșeau material foarte... În trei zile erau bun. Acolo și căței, și purcei, și oițe, și văcuțe, și așa mai departe. Însă, este vorba aici despre bătaia de joc a Consiliului Județean Suceava lui Gheorghe Flutur și a lui Nicolae Barbă, mâna lui dreaptă, care la acest post de televiziune au venit în bătaie de joc niște imagini filmate cu ascuțitoare, cred. Și atunci adică când au trans... despre o cameră foarte, foarte mică, da, niciun caz una profesională. Da? Că lumea nu știe ce e ascuțitoare. Da, și au făcut niște imagini într-un format care nu s-a putut deschide și aia s-a putut deschide și s-a putut da la Dar televizor. Sincronul pe care l-am avut noi. Pentru că domnul Flutur, Gheorghe Flutur, care este stăpânul absolut al județului Suceava, el face porțile și în ceea ce privește presa. De exemplu, la București a fost un singur post de televiziune din Suceava, postul PDL-ului, că este în Suceava. Suceava în mass media este împărțită în două, în mass media PDL-ului și restul lumii. Și restul. Și a fost postul de televiziune al PDL-ului, care nu știu de ce n-are în siglă PDL, să scrie foarte clar, dar lumea știe care este. Și ea nu dau imagine la ceilalți. Înțelegi? Și Consiliul Județean n-a invitat celelalte posturi de televiziune la București pentru că a mers cu PDL-ul. Așa. Cu postul PDL-ul. Bun, dar nu e interesul lor să fie văzuți la toate televiziunile nu, de dar ei toate nu, ei consideră, categoriile? Cei de la PDL cu domnul Flutur în frunte, ei consideră că dacă ei pedeliștii se uită la postul ăla de televiziune, se uită toată lumea. Păi, nu cred că îi ajută lucrul ăsta. Dar domnul Flutur, la experiența lui, mă miră că el are impresia sau
că dacă la postul tău de casă al PDL-ului îți dai imagini cu tine, tu pierzi din credibilitate, că nu te crede nimeni dacă toată lumea știe că e postul Partidului Democrat Liberal, al lui Gheorghe Flutur. Păi acolo orice îi spune tu, nu te crede nimeni, că nu ai credibilitate. Nu, el și trebuie să meargă asta și asta nu le face bine. Absolut, absolut. Dar dimpotrivă. Domnul Flutur așa știe să împarte presa. Pentru că domnul Flutur are impresia că nu știe ce e aia să nu apar deloc la posturile de televizor, să apar numai la postul tău. Păi nu toată lumea să uită foarte la bine postul ăla. Poate să nu apară aici sau să se facă reportaje cu neîmplinirile lui Gheorghe Flutur. Că dacă te uiți la buletinele de știri și aici la noi, că se mai... Deci, la un moment dat, dacă te uiți pe toate cele trei posturi de televiziune din Suceava, crezi că toate sunt ale PDL-ului. Că apare Gheorghe Flutur numai cu realizări. Da. Ori Gheorghe Flutur nu are numai realizări. Are și foarte multe bile negre. Și domnul Flutur poate să apară și așa la televizor. El asta nu înțelege. Știi? Și face discriminare. La gura humorului a mers postul de televiziune al PDL-ului. De parcă la gura humorului n-aveau voie ceilalți. S-a inaugurat acolo o maternitate. Pe lângă faptul că Gheorghe Flutur a acaparat acolo tot discursul, că el a făcut, s-a lăudat și mă mir că n-a chemat pe toată lumea, să vadă toată lumea cum se laudă singur, că el se lăuda singur acolo. Domnul Ursaciuc, primarul de care aparține spitalul ăla, n-a putut să dea un telefon. Alt împiedicat, Marius Ursaciuc, da. Știi? Și ceilalți, sau directorul spitalului, nu alt împiedicat, dar ei toți se supun PDL-ului și lui Gheorghe Flutur. Și ei fac porțile. Păi atunci se spună Gheorghe Flutur să apară într-o zi la postul lui de televiziune acolo și să spună, măi, în Suceava numai voi sunteți post de televiziune și restul nu mai contează și eu merg cu ei, dar să se știe. Și atunci noi să știm și să dăm cu Gheorghe Flutur numai ce face rău sau să nu-l dăm deloc, să-l ignorăm, dacă el așa știe să se compă. El cu Nicu Barbă și cu toată gașca lui de acolo. Pentru că este o lipsă de respect. Este o lipsă totală de respect. Nu neapărat pentru noi, cei care lucrăm aici, ci pentru cei care se uită la noi. Bineînțeles, dar el crede că dacă dă știri aici, mi le dă mie și ție și Oanei Șlemcu. Nu, le dă telespectatorilor care, din câte știu, sunt în lumea. Dar el așa s-a învățat, că el e Gheorghe Flutur și trebuie să apară. Și el s-a învățat că dă telefon să-i ducă pe toți fraierii de jurnaliști, să-i urce în microbus, să-i ducă la Dumbrăveni, la Pătrăuț, unde face câte 3 metri de drum și toate îi cheamă și apare la televiziune cum face. Și când e demers la chestiuni care sunt importante, cum a fost și Târgu Produs în Bucovina, putea să dea imagini, nu trebuia să ia pe nimeni. Sau cum a fost la gura humorului cu maternitatea, nu, că nu are el chef, că să-i meargă numai postul lui de televiziune. Și atunci ar trebui ca fraierii ăștia din presă să nu mai meargă după el, după coada lui, de fiecare dată când face câte ceva, nu? Și să meargă el cu televiziunea lui și să meargă la televiziunea lui a PDL-ului și să spună acolo tot ce are de spus. Și să-i lase pe ceilalți în pace să dea alte știri, cu primari, cu muzică populară filmată în alte părți, cu spectacole pentru copii, cu crime și violuri și din astea. Și Gheorghe Flutur să-și facă acolo la el, la partid, el cu Nicolae Barbă, să se filmeze între ei, să se dea toată ziua între ei. Și să știe lumea, dar să pună... Să uite ei între ei, nu, sau și cum? Se uite între ei, că oricum ei între ei se uită acolo și ei spun, dacă ei se văd, îi spun că e bine. Dar numai să pună la postul lor de televiziune și sigla PDL-ului, ca să fie clar, să nu mai este ascuns și ei că se cheamă altfel. Ei se cheamă, e postul de televiziune al PDL-ului. Și este o lipsă de respect, cum nu n-am mai întâlnit de multă vreme. Și acum s-a acutizat chestiunea, că ea este mai veche. Dar s-a acutizat și de aceea trebuie luate măsuri. Mai e celălalt post de televiziune ala a PNL-ului, știi? Și ăla mai scapă din când în când cu Gheorghe Flutur. Dar noi, care nu suntem postul de televiziune al nimănui și cu postul PNL-ului, ar trebui să facem un pic de sabotaj, să uite Gheorghe Flutur și cu Nicolae Barbă numai la postul PDL-ului, să-l laude ei între ei acum. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi la comentariul zilei. Numai bine!